Inspectorii suceveni au grijă ca sărbătorile pascale să aducă pe masa sucevenilor numai produse de calitate. În perioada 15-24 aprilie, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a desfășurat tematica de control pentru verificarea respectării prevederilor legale, conformitatea și modul de etichetare, prezentare, publicitate și comercializarea produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale. În urma controalelor, doar șapte operatori economici au fost găsiți fără abateri. Au fost verificați 45 de operatori economici controlându-se aproximativ 1400 kg de produse. La 38 dintre aceștia s-au constatat nereguli, iar cantitatea cu abateri fiind în jur de 1300 de kg. În ceea ce privește produsele pascale, s-au constatat unele deficiențe referitoare la produse cu o greutate mai mică decât cea înscrisă de producător pe etichetă. Asta a fost un aspect. Un alt aspect Contraropus, producătorul a dat o anumită cantitate pe etichetă. La reetichetarea și introducerea codului de bare pe produs, cantitatea figura cu 20 de grame în plus. Produse expirate, produse neetichetate, în special carne. Etichetă fără traducere în limba română, în special la baxurile de pulpe de pui sau de uh, ciocanele sau aripi de pui, prețuri neafișate. Totodată, la produsele de post au fost verificați 44 de operatori economici. Aici s-au constatat abateri la toți. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 25.800 de lei, iar de la comercializare s-au oprit 181 de kilograme de produse în valoare de peste 4.500 de lei. În ceea ce privește produsele de post, principale deficiențe lipsa etichetă cu elemente de identificare și caracterizare, lipsă prețuri sau anumite promoții aplicate greșit. Luați la puricat au fost și 10 agenți economici care aveau la comercializare pește și conserve din pește, tot 10 fiind constatați cu abateri. A fost controlată o cantitate de 837 de kilograme, iar valoarea totală a amenzilor a fost de 7600 de lei. De asemenea, inspectorii suceveni au desfășurat în perioada 8-12 aprilie o altă tematică de control privind respectarea prevederilor legale la comercializarea benzinei și motorinei în stațiile de distribuție. Și aici s-au găsit nereguli. Agenții economici au fost sancționați pentru informarea incompletă la pompe asupra caracteristicilor combustibilului. În ceea ce privește carburanții, au fost verificate 14 stații, 3 amenzi în valoare de 10.000 de lei. Nu s-au constatat abateri în ceea ce privește calitatea produselor, calitatea produsului motorină, benzină. În schimb sunt unele abateri referitoare la informarea consumatorilor, stațiile PECO pe pompa de distribuție trebuie să aibă uh, niște afișe care să dea anumite caracteristici ale benzinii sau motorinei și de asemenea trebuie să aibă tot la pe stația PECO, pe, pe pompă, trebuie să aibă o, un afiș care spune uh, verificați compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant. Deci o afiș care lipsea în unele cazuri. Și nu în ultimul rând, inspectorii nu se vor opri aici. Aceștia vor continua controlele până la sfârșitul lunii.